Lămurește-mă un pic ce înseamnă această clasă de trafic. Te-am auzit la început când ai spus că vorbim despre un parchet cu clasa de trafic 33, dar eu, din câte am văzut pe etichete în general, am văzut AC3, AC4, AC5. Echivalența 33 cu AC5, există și AC6, unde le folosesc, de ce le folosesc. Lămurește-mă un pic cu toată povestea asta cu clasele de trafic. Deci clasa de trafic, așa cum am menționat și anterior, reprezintă practic zona în care se poate monta parchetul fără a avea dificultăți în folosirea pe timp lung. Clasa de trafic, începem cu clasa de trafic inferioară, clasa de trafic 31. E de precizat că fiecarei clase de trafic îi corespunde un grad de abraziune al parchetului. Respectiv, clasa de trafic 31 îi corespunde AC3, clasa de trafic 32 îi corespunde AC4, clasa de trafic 33, AC5 clasa de trafic 34, AC6. Clasa de trafic practic recomandă în ce uh, zonă sau în ce camere, în ce uh, spații. spații este recomandat acel parchet. Clasa de abraziune practic uh, rezultă în urma unui test făcut pe un, uh, un aparat special care pur și simplu încearcă să deterioreze parchetul în anumit timp de uh, impulsuri, de Apăsări. Cum spuneam, fiecare clasă de trafic corespunde o clasă de abraziune. Eu, când aleg un parchet, ar trebui să mă uit după o clasă de trafic superioară versus grosime de parchet. Adică, tu ce ai alege? Un parchet de 12 mm AC3 sau un parchet de 7 mm AC5 pentru o sufragerie, să spunem? Uh, repet, dacă șapa este în condiții perfecte grosimea parchetului nu influențează. În general, în România se căuta în trecut un parchet gros pentru că șapele erau foarte prost turnate, eventual manual, și atunci un parchet cu o grosime mai mare te ajuta în rezistența în timp, să-ți să, -ți, practic, să -ți preia sarcinile generate de o șapă proastă dacă șapa e turnată repede, dacă șapa e turnată cum trebuie, nu influențează niciun fel poate să fie parchet de 6 mm, de 8 mm, de 10 sau de 12. Deci nu are relevanță grosimea lui pentru noi ne interesează această clasă de trafic să fie potrivită spațiului în care îl montăm. Exact. Pentru că mă uit în la fel tot în zona asta de horeca, pensiuni, hoteluri, restaurante și așa mai departe, unde am văzut parchet alb și am crezut prima oară că e la modă parchetul alt, dar de fapt am văzut că s-a luat, nu știu, culoarea de pe el în timp. Da. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Deci, parchetul laminat este format din miezul MDF-ul pe care se pune o hârtie melaminică. Ulterior peste această hârtie se pot pune una, două sau trei leere, straturi de rășină care practic dau clasa de rezistență a parchetului. Dacă a fost un parchet cu o clasă inferioară, cu un singur layer de protecție și traficul a fost destul de intens, au intrat foarte multe persoane încălțate sau nu știu, s-au transportat obiecte sau au fost un scaun de birou pe rotile care a frecat foarte mult zona respectivă, acel layer inițial se tocește, se ajunge practic la hârtia melaminică, care este o hârtie impregnată, colorată și care în timp acea culoare de pe hârtie, printul de pe hârtie se tocește și el și ajunge la miezul hârtiei alb. Dacă se continuă, se va ajunge la maro, respectiv mdf ul brut. Am înțeles. Deci, practic, în cazul nostru, atunci când vedem un parchet de genul ăsta, cel mai probabil clasa aleasă n-a fost corect, dar... Sau traficul ulterior a fost peste clasa aleasă. Am văzut uneori în magazine unde traficul este, să presupunem că este același, dar după 5 ani, 10 ani de zile, practic am ajuns la acel alb al hârtiei. Crezi că s-a, nu știu, s-a uzat, să spunem, poate moral parchetul respectiv, chiar dacă clasa a fost aleasă inițial cea mai înaltă? Corect. Presupun că în afară de magazine de genul ăsta ai văzut sau ai vizitat vreodată și mănăstiri care au treptele din piatră. Da. Și care, dacă te uiți, treptele respective nu mai sunt rectangulare. În timp, da, încep să capete sunt... forma unde se calcă. Exact. La fel se întâmplă și cu parchetul Oricât de bine ai alege clasa de trafic, oricât de bun ar fi produsul, chiar dacă el are o garanție a produsului de 10 ani de zile, dacă traficul este foarte mare, eventual se asociază cu o zonă prăfuită, cu mult praf, cu multe pietre. Sau cu, cu... intrare direct din sau exterior. Cu intrare direct din exterior, cu picioare ude, cu noroi, cu. Normal că acest parchet suferă în timp o tocire, o uzare. Nu se consideră prematură, pentru că ea trebuie calculată cumva în raport cu numărul de vizitatori. Și atunci, da, până la urmă trebuie schimbat la un an timp. Adică nu este for un life, parchet, cumva... Exact. Un parchet, orice, trafie, orice clasă de trafic ar avea, nu este pe viață. Ok, dacă îl pui într un dormitor sau într un uh, living și uh, doar familia locuiește acolo, el da, el poate să ajungă la durata de viață care e dată și de garanție până la 25 de ani. Dar în niște condiții normale de exploatare normal. normale. Da. da, Să presupunem că mi-am cumpărat un apartament nou și am posibilitatea să mi aleg parchetul sau m-am mutat în el mai devreme și vreau eu să montez singur parchetul. N-am posibilitatea să-mi determin umiditatea din șapă foarte corect. Există vreo metodă? Hai să spun alternativ, ok, pot să cumpăr un umidometru din comerț care e 30 un... de lei. Nu, nu, eu vorbeam de zona super ieftină, e un termometru cu un higrometru, dar este extrem de imprecis și măsoară o exact. umiditate din atmosferă exact. care nu este chiar clară. Am vreo altă metodă de a determina, poate un pic mai bine sau mai aproape de adevăr decât... Acel... Există o simplă metodă empirică. Efectiv, pe suprafața șapei, chiar în mijlocul ei de preferat, se pune o folie de plastic. Poate fi folosit și acel plic pentru acte de plastic. Numai că trebuie foarte bine sigilat pe toate cele patru laturi cu un scotch și se lasă 24 de ore. Dacă după 24 de ore, când se deslipește pe suprafața care a fost în contact cu șapa... Este apă umezeală, borboane de apă sau se simte ud, e de preferat să se mai aștepte. Am înțeles. Deci asta poate fi un test, un test care simplu. mă ajută exact. în plus.